În ultima ședință de Consiliu Local de la Albeni, Teodor Voicu a cerut excluderea Cameliei Mateescu, dispărută fără urmă cu aproape două luni. Consiliera și totodată președinta Organizației Liberale de la Albeni a lipsit la ultimele 5 ședințe de Consiliu Local, motiv pentru care poate fi exclusă. 19 septembrie 2010, ședință ordinară de Consiliu absent. 28 septembrie 2010, ședință extraordinară de Consiliu din nou absentă, recidivează. 7 octombrie 2010, ședință extraordinară de Consiliu din nou absentă. De asemenea, să mi se dea răspuns scris că își vorbim despre transparență politică și dacă azi, 14 octombrie 2010, vedeți că este făcută această cerere și o să vedem ce, doamna consilier local și lider al PNL-ului în plan local a fost prezentă la ședință. Și o să vedem că nu a fost nici acolo. Consilierul Mateescu Camelia absentează de câteva ședințe ale Consiliului Local. Legea 215 a administrației locale reglementează absența consilierului de la două ședințe, că se sancționează. Primarul localității, Dumitru Cornea, susține că la primele trei ședințe de la care a lipsit, consiliera a fost învoită de colegii săi de partid, însă de celelalte două nimeni nu a mai știut de ea. În cazul în care nici la următoarea ședință nu se va prezenta, aceasta poate fi exclusă din rândul consilierilor. Există posibilitatea excluderii acesteia din Consiliul Local? Da, într-una din variante există și încetarea exercitării funcției de consilier local. Camelia Mateescu a dispărut de aproape două luni, timp în care nu a mai dat niciun semn de viață, astfel că nimeni nu mai știe nimic de ea. Colegul acesteia de partid, Teodor Voicu, susține că a plecat fie în țările vestice, fie în Maroc, unde se ascunde de poliție din cauza afacerilor necurate făcute în localitatea vecină, Prigoria.